care vor oficia la această partidă, grea misiune pe și iată-l, iată-l pe Artur, care a dat drumul și unor efecte, unor fumigene, tocmai pentru a marca și mai bine coborârea sa aici spre centrul terenului, aducând pingea cu care vor juca astăzi. Total, total, total sport. Da, reprezentativa României și Aurul Brad vor juca cu mingea care coboară încet, dar sigur, de acolo din vinatul cerului. Sper să nu ia nimeni. Să nu meargă pe metalul numai. Nu știu ce se va întâmpla, nu știu ce s-a întâmplat. Știu că Artur, așa cum vă spuneam, dragi prieteni, este multiplu campion național, județean și interjudețean, este component al lotului județului Hunedoara pentru competițiile de gen și este probabil unul dintre cei mai experimentați săritori cu parașuta de aici, din județul Hunedoara. Avem câțiva parașutiști absolut minunați. Componentului național. Bineînțeles, eu nu pot să uit familia Leoveanu, care a dat niște oameni deosebiți și în zona instructajului, dar și în zona performanței pure din zona parașutismului. Asta o spun așa ca să-ți dovedesc faptul că, într-adevăr, știu ce înseamnă. Da. Steagul municipiului Brad. Steagul municipiului Brad s-a deschis frumos deasupra bradului. Dar aici ne va acolo, mă. Nu, scoateți obiectul acela de acolo, de pe gazon, nu este mingea oficială. Mingea oficială va veni. Încet? Da? Ne dă emoții? Să știți că... Stai liniștit! Nu degeaba este campion național la aterizare la punct fix. Trebuie să ai curajul să te duci cu... Da, într-adevăr, trebuie să ai curajul. Să vedem dacă va ateriza la punct fix. Domnul Adam, vă rog să vă veniți de acolo, pentru că vine chiar la centrul terenului, să nu-l încurcați. Să-l aplaudăm, prima spectatorie. Da, ce bine! Aduce-i la centru, vă ajută! La punct fix, așa cum ne-am obișnuit. Albe Vale, România! Să-l aplaudăm încă o dată pe cel care a pus de cerului mingea. Se va evolua în această partidă. Să-și tragă sufletul și să aducă echipamentul cu care s-a plimbat în largul cerului. O să-l aducem la mijlocul, la marginea terenului. Sigur că să da. Cu domnia sa. Așteptăm să-și strângă frumușel parașuta și apoi, așa cum normal este, va fi dată și lovitura oficială de începerea meciului. Și cine altă ar putea să fie? Primarul Florin Cozacu. Nu ne grăbim. Florin, rămâi să dai lovitura de începere. O să rog pe colegii din presă să imortalizeze acest moment foarte important. S-a tras la sorți cine are mingea, primarul are mingea. Deocamdată! Da! Domnul primar, sunteți gata? 3, 2, 1... Debutul acestui joc. Roxana, vrei și tu? Roxana, un selfie cu domnul Adam. N-am făcut bine, mai avem nevoie de un moment. Și Roxana vrea să-i dea lovitura de deschidere. Haideți eu aici cu două lovituri. Interesant. Și de ce nu? De ce nu? Asta a învățat de la copii! Da. Mulțumesc, Roxana, nu prea mult, că după aceea cine știe ce se întâmplă și o să te ia la echipa națională. Da. Ando, ai văzut, mai ai o rezervă. Dacă trebuie făcute schimbări, s-a rezolvat. Ok. Bun. Și acum, repede, să prezentăm cele două formații care vor evolua în fața dumneavoastră. Mai întâi, componenții echipei roșu-albastru cu Gherasim, Corpulescu, Andone, Bumbescu, Savadoș, Petcu, Majaru, Dănuț, Gabor și Velodotici. Pe partea cealaltă, echipa din Brad evoluează în următoarea formulă: Rudi Suli, Poenar, Nan, Gălușcă. Nu am schimbat foaia. Ciuc, Mica, Cădăpașu, Cucu, Sorca, Leana, Vărbura, Dorbușan, Cucu, Leana, Mihăină, Luca,
echipa pregătită de Neagrină Gomoiu și cei trei arbitri care evoluează în fața dumneavoastră, Daniel Adam, Alexandru Colac și Robert Doancă. Ok, Nicu, mie personal, cred că mă opresc cel puțin deocamdată, nu sunt chiar la mine pe brazdă când e vorba despre acest lucru, nu comentez. Stau, privesc alături de ceilalți oameni și cred că este cel mai bun lucru să nu bulversăm foarte, foarte mult. Și... Da, avem și un comunicat important. Fiți amabili, dacă vreți un telefon, dați-ne că este al nostru. Un telefon alb din ăsta de, hai să spunem, ultima generație, este telefonul Roxanei. A plecat frumușel din buzunar, se mai întâmplă aceste lucruri, așa că vă rugăm. Telefonul alb este alb, Roxane. Nu vă mai decât o singură dată de data asta.